Domnule ministru, ați preluat Ministerul Fondurilor Europene într-un an foarte dificil. Practic trebuie salvate fondurile necheltuite din perioada 2007-2013 și în același timp demarează noile programe pentru cadrul financiar 2014-2020. Care este strategia acum pe care o aveți pentru a gestiona acest cumul de responsabilități la nivelul autorităților și de plăți și tot ce va urma în aceste 6 luni? În primul rând, mulțumesc frumos pentru interviu. Într-adevăr, este poate cea mai aglomerată perioadă, întrucât există suprapunerile peste cele 2 perioade de programare. Primul instrument a fost o stabilire, o ierarhizare a priorităților. Din punct de vedere al mandatului preluat acum 3 luni, prioritatea numărul 1 a fost depunerea tuturor eforturilor pentru ridicarea întreruperilor de plăți pe cele 3 programe, competitivitate, mediu și resurse umane, pentru a evita suspendarea acestora, suspendare care ar fi implicat un risc reputațional și care ar fi avut efect și asupra programelor din 2014-2020. În acest sens, am luat toate măsurile necesare. Pe parcursul acestei luni, vorbim de luna iulie, toate cele 3 programe sunt în misiuni de audit efectuate de Autoritatea Națională, urmând ca concluziile rapoartelor Autorității de Audit din România să fie înaintate Comisiei Europene și acolo unde este necesar, Comisia Europeană consideră că trebuie să vină într-o misiune de audit. Sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, vom avea misiune de audit din partea auditorilor Comisiei Europene. Acesta a fost principala prioritate. După aceea au fost depunerea tuturor eforturilor în vederea aprobării programului operațional infrastructură mare, ultimul program care nu a primit acordul Comisiei Europene. Sper ca săptămâna viitoare să avem o veste bună din partea Comisiei Europene referitoare la aprobarea acestui program și în același timp toate măsurile necesare astfel încât să putem atrage toți banii pe care îi avem la dispoziție în perioada 2007-2013. Cum bine știți, suntem la un procent de absorție de aproximativ 55% dacă ne referim la sumele pe care le avem spre Comisia Europeană și de aproximativ 59% sume pe care le avem în casă, urmează să le plătim beneficiarilor și după ridicarea întreruperilor de plăți le vom declara la Comisie. Deci rămânem cu acel deziderat între 65% și 80% care pentru închiderea acestui an. Ceea ce nu s-a explicat și poate nici clasa politică, nici opinia publică nu a înțeles acest lucru, România se află la primul exercițiu de acest gen. Săptămâna trecută chiar am avut vizita un alt reprezentant al unei companii și spunea el, provenind din Polonia, spunea că primul exercițiu în Polonia când au atras aceste fonduri europene, după lupte, să spun așa, puternice, au ajuns la un nivel al absorției de 65% în primul exercițiu. Deci, cu siguranță, și România în 2014-2020, învățând lecția dureroasă din perioada precedentă, va avea toate premizele unei absorții de 100%. Cu siguranță sunt multe măsuri care nu au existat în 2007-2013 și vor fi valabile pentru următoarea perioadă financiară, care vor ajuta foarte mult, spre exemplu, de mecanismul cererii de plată, care, în opinia beneficiară, a deblocat plățile. În același timp, ceva ce va ajuta iarăși foarte mult, din experiența altor țări de data aceasta, instrumentele financiare. Sunt prevăzute de data asta și în alte programe. A fost numai pe competitivitate, acum sunt prevăzute și pentru programul Capital Uman și pentru programul operațional regional. Mă rugăm să ne spuneți puțin în ce stadiu este stabilirea exactă a instrumentelor care se vor folosi și instituțiilor care le vor gestiona și un orizont de timp pentru demararea acestea. Așa este, după cum bine ați precizat, în perioada 2007-2013, Jeremy este instrumentul la care făceați referire, a avut rezultate pozitive, practic vorbim de un efect multiplicator și pe care acest instrument l-a avut, vorbim de peste 3.700 din estimările noastre de credite care au fost acordate cu o valoare aproximativă de 400 de milioane de euro, reprezintă o prioritate instrumentele financiare și pentru 2014-2020, reprezintă una dintre solicitările Comisiei Europene. Statele membre s-au angajat în utilizarea acestor instrumente financiare. În aproximativ 2 săptămâni urmează să avem întâlniri cu reprezentanții mediului bancar.
În aproximativ 2 săptămâni intenționăm să vin cu un act normativ în guvern pentru a detalia utilizarea acestor instrumente financiare în cadrul fiecărui program. Pot să vă spun că în ceea ce privește inițiativa pentru IMM-uri, am semnat și în acest moment se află la Ministerul Finanțelor Publice în avizare memorandumul privind alocarea sumei de 100 de milioane de euro. Practic, această sumă de 100 de milioane de euro pe care, cu acceptul colegilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale, dânșii au alocat suma respectivă, va fi gestionată prin intermediul unui program separat. Deci, practic, vom avea o modificare, se va crea un fel de autoritate de management care va gestiona aceste fonduri. Așa cum bine ați precizat, vom avea aproximativ 130 de milioane de euro pentru programul operațional Capital Uman. Programul operațional Competitivitate va beneficia de asemenea de utilizarea acestor instrumente financiare, dar întrucât îmi place să ofer predictibilitate atunci când lucrurile sunt sigure, ne asumăm ca în 2 săptămâni să clarificăm aceste... Per ansamblu ce sumă ar fi? Per ansamblu vorbim de 450 de milioane de euro, cu un efect multiplicator, dacă ne referim la experiența programului Jeremy, de 1,5 miliarde de euro. De asemenea, o schimbare foarte importantă, dacă nu cea mai importantă, este reducerea birocrației și în România înțelegem în primul rând teancurile de hârtii, până la urmă, care se depun pentru proiecte. O schimbare foarte importantă va fi comunicarea exclusiv electronică între autorități și beneficiari. Aceasta este în curs de realizare. O rugăm să ne spuneți. Da, reprezintă un alt obiectiv al acestui mandat. În ceea ce privește programul operațional Capital Uman, cu el suntem în stadiu cel mai avansat. Acest instrument electronic a fost livrat vineri de către reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale către Autoritatea de Management. Se află în testări săptămâna aceasta și undeva spre sfârșitul săptămânii viitoare intenționăm să-l lansăm în testare și către public. El reprezintă, așa cum bine ați precizat, un instrument pentru debirocratizare, dar atenție, chiar dacă va produce nemulțumiri în rândul unor beneficiari, poate mă refer la cei beneficiari nu foarte onești în absorbția acestor bani europeni, el va reprezenta și un instrument, o modalitate de control, de gestiune și de utilizare a banului public. Știți că Postru a avut nenumărate probleme referitoare la plata acumulată a experților, la suprapunere dintre proiecte. Acest instrument nu va mai permite aceste, să spunem, deficiențe care ne-au adus, după cum bine vedeți, la întreruperi de plăți, fiind pusă sub semnul întrebării capacitatea de management și de control a organismelor intermediare și a autorității de management. Este un instrument clar în care fiecare beneficiar sau fiecare participant va fi identificat cu date personale. Practic, este un element de simplificare, fiindcă comunicarea cu beneficiarul în relație cu organismul intermediar și autoritatea de management se va realiza exclusiv online. Bineînțeles, beneficiarul are obligația de a păstra documentele suport tipărite, dar comunicarea cu autoritățile de management vor fi online, dar practic reprezintă și un instrument, v-am spus, de management și control. De săptămâna viitoare, dacă testările noastre funcționează, săptămâna viitoare putem să-l oferim către piață pentru a fi testat, urmând ca în foarte scurt timp să definitivăm și modulul pentru competitivitate. Se va aplica și pe celelalte programe? În funcție de evoluție încercăm această prioritizare. Următorul program este cel de asistență tehnică, se poate lucra la el fiind de o complexitate puțin mai redusă față de celelalte programe. Și o ultimă întrebare legată de acreditarea autorităților de management. Acestea, ca și în exercițiul financiar anterior, trebuie să aibă o undă verde de la sistemul de audit că ele funcționează cum trebuie și altfel Comisia Europeană nu va rambursa plățile efectuate. În ce stadiu este această acreditare? Ne-am asumat, termenul asumat cu autoritatea de audit a fost 30 iunie. Am prelungit până pe 20 iulie acest termen, tocmai pentru a avea și noi, documentele sunt finalizate, dar pentru a avea și noi capacitatea de a le controla de la nivel, să spun, de la nivelul conducerii Ministerului, ceea ce a fost elaborat în cadrul autorităților de management. Din discuțiile purtate cu autoritatea de audit, undeva în intervalul 20 iulie 1 august le vom livra aceste documente. Urmează 2 luni în care dânsii evaluează, vorbind de proceduri complexe,
le vor evalua, urmând ca în următoarea lună, a treia lună, să primim observațiile de la dâns și să le remediem și de a trimite acolo unde este cazul refăcut documentele suport. Practic nu vorbim doar de o reacreditare, vorbim și de, și de metodologii noi impuse de Comisia Europeană, în special, de exemplu, dacă ne referim la cea privind riscul de fraudă, conflict de interese. Sunt lucruri pe care le avem în vigoare, pentru care nu vom avea, practic, vom avea toleranță zero pentru viitor. Această luptă împotriva corupției în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene continuă și pe 2014-2020 vom creăm acele bariere, fie că vorbim de aceste proceduri de care vă explicam, fie că vorbeam de utilizarea acestui instrument electronic, fie că vorbim de utilizarea altor instrumente electronice și mă refer aici la Prevent, sistemul care este finalizat la final de la pe conflictul de interese de la ANI, fie că vorbim de Arachne, instrument impus, nu impus de Comisia Europeană, dar evident reprezintă un instrument, o garanție că aceste fonduri se vor utiliza, să spunem, mai eficient și un argument în lupta aceasta împotriva corupției. Deci toate acestea vor trebui incluse în aceste proceduri. Practic ele reprezintă și un element de credibilitate a României în raport cu Comisia Europeană. Deci undeva, să spunem, în august-septembrie, verificări de la autoritatea de audit, undeva în octombrie acreditare, nu este neapărat o problemă, întrucât România poate lansa aceste ghiduri, beneficiarii pot depune proiecte, se evaluează, se contractează până la momentul în care se vor realiza efectiv plăți, atunci va trebui să, până vom declara aceste sume la Comisia Europeană, trebuie să avem acest pachet acreditat. În mod fericit le vom putea să obținem banii începând cu luna octombrie, teoretic. Da. Sperăm că vor exista proiecte începute până la acel moment. Mulțumim mult! Mulțumesc frumos!